Atunci avem un nou speaker care se grăbește puțin și o să vorbim niște lucruri foarte interesante cu Mircea Căpățână de la Smart Beer. Bună seara, salut! Felicitări că sunteți aici. Mie îmi sunteți mai dragi decât pot să exprim, pentru că eu cred foarte tare că noi, antreprenorii, vom fi ăștia care vor reuși să facem țara asta, să se ducă dragului. Așa că încercați să rămâneți pe aici și să vă chiar să reușiți cu bine. Eu deja mi-am făcut și planul B și va fi unul care tot nu o să plec din țară, deci eu chiar sub nicio formă nu vreau să plec de aici și planul meu B este mai degrabă să fiu pirat într-o mare de hoți și proști decât să plec de aici. Dar totuși sper că vom fi, bine, mișto și va fi rău și frumos în țara asta. Hai să încep, eu am avion de prins și de asta sunt un pic pe repede înainte, l-am înjurat un pic pe rare, își recunosc. Puneți că știți de mine, de Smart Beer, dacă nu, nu spuneți, oricum că nu sunt pregătiți să îndur acest adevăr dureros. Mergem pe încredere. Da, absolut. Eu o să vă spun, vreau să vorbesc trei idei de împărtășit despre cum văd eu lucrurile care se întâmplă acum în anul 2019, trenduri în e-commerce. Chiar am fost luni la un eveniment la Tech Hub care era despre trenduri digitale, marketing în prezent, 2019 și ce urmează. Și chiar se lipea destul de tare cu, să zic așa, un feeling. Mi-a întărit o senzație pe care o am eu și pe care vreau să, când se va putea să discutăm, așa se întâmplă tot când te grăbești. Ziceam, ce vreau să spun este că, în fine, eu sunt Smart Beer, sunt jucător de pe margine din tot ecosistemul ăsta de e-commerce, dar noi suntem foarte tare legați de mediul antreprenorial. Dacă va crește mediul antreprenorial, va crește și viața noastră. Așa că oricum suntem foarte, să zicem, simțim foarte tare pulsul ăsta al vieții. Și mă gândeam la viața de e-commerce, acum câțiva ani, am început de 12 ani povestea asta, de fapt de vreo 13. Deci pot să spun că am îmbătrânit, nu știu, chiar cât sunteți mai vechi de 12 ani cu magazinul online în sală? Uite, unul acolo, 2, 3, 4, 5, 6. Bă, și credeam că sunt dinozaurul serii. Ok, suntem mai mulți dinozauri aici. La început, atunci, era mult mai simplu, pentru că nu era concurență. Adică era mult mai simplu să, din punctul ăsta de vedere. Din păcate, nu prea exista nici piață în e-commerce. E de la început. Nu e de la început, așa? În fine, nu merge nici clicker oricum. E pe la slide-ul 6 sau așa, nu știu, contează. Așa, gata. Da, deci la început, în universul ăsta de e-commerce, erau cei care nu aveau problema asta, că nu era piață. Adică chiar dacă era mult mai ușor, nu prea aveai cui să vinzi, oamenii erau sceptici la comerț online. Mai era și problema asta, că în care era greu să te promovezi. Încă nu era toată lumea pe Facebook, acum 8-9-10 ani, îți dai seama, nu prea era multă lume. Facebook, nu se prea făcea Google AdWords, era tot internetul, era de genul, venea din televizor, fie, reclama, tot ce înseamnă reclamă, venea fie din televizor, din radio, din ziare, era mult mai unidirecțional. Acum e nebunia asta cu internet 2.0. Acum, avantajul imens este, eu am anecdota asta cu s-a dat ușor la BAF, în care când devine ușor, devine pentru toată lumea. Și comparația cu BAF este că dacă ești deștept și BAF e foarte greu și ești între aia 10-20-30% care trec la BAF, e o realizare. Când se dă BAF ușor și dea toată lumea, practic nu mai are nicio valoare BAF-ul, adică este ca și când ar fi. Fine, BAF în acest caz este bariera asta de intrare. Cum e mult mai ușor să-ți faci magazin online, este mult mai ușor să vinzi din China, din ceea ce este foarte tare și a crescut super mult piața asta. Totodată cu a fi ușor, vine și problema asta altă, că pot să vândă toți. Și apar tot felul, oricine apare, tot felul de dubioși și ciudați sau unii care sunt foarte mici. Concurența pentru voi bănesc că devine tot mai mare. Și nu este doar concurența pentru a câștiga clienți. Este, până ajunge la faza să câștigi clienți, este concurența pentru atenția și ochii oamenilor. Acum, oricine și literalmente oricine, și eu văd asta când începe maică-mea să facă ceva, știu că lucrul a ajuns la vârf. Când a zis maică-mea să cumpărăm Bitcoin, dar știu că va fi sfârșitul Bitcoin-ului și nu glumesc. A fost ultima, deci a fost ce a fost sfârșitul. A zis, hai Mircea, cumpără și mie Bitcoin, nu știu cum să fac. Și a fost, le-a zis prietenul, băi, maică-mea vrea să-și cumpere Bitcoin. Și a fost, chiar nu glumesc, a fost sfârșitul, de atunci n-am mai crescut niciodată.
La fel, oamenii, acum absolut oricine poate să creeze conținut. Că ești pe Insta, că ești pe Facebook, este o abundență de mesaje și misiunea voastră devine tot mai grea în a ajunge în ochii oamenilor. Pentru că oricine poate, literalmente oricine poate să scrie conținut. Și atunci e misiunea asta de a întrerupe omul și a spune, hei, hei, it's me, magazinul ăsta, aia cumpără de la mine. Mi se pare că devine tot mai grea. Și noi, mai ales, cred eu, fiind este un crez personal, noi românii avem o problemă pe la capitolul ăsta. Avem așa o cultură de, hai să zic, timidă, ca să nu zic mai urât. Uite, mi-amintesc când era noi prin 2010, a fost, noi fiind eu, Radu și Ioana, cei trei fondatori de la Smartbill, eram la How to Web, în primii ani de conferință, și eram foarte timizi, noi trei CPN și mereu stăteam așa genul ăla de oameni care stau în colțul lor. Și au venit atunci doi englezoi, erau doi puștani de ăștia, pe la 22 de ani, și era plin de ei, ca și când vedeau următorul The Next Big Thing. Și aveau o prostie de startup. După care, în 2014, am ajuns și noi în Silicon Valley și am văzut acolo, era nebunia cu startup-ul, ce acolo chiar este, să zic, epidemie de startup până de gripă. Și mi-amintesc niște chinezi care erau de vreo 8 ani acolo și vorbeau engleză mult mai prost decât mine, dar aveau entuziasm ăla de, băi, ce mie să sunt noi. După care am cunoscut tot așa niște copilante din ăștia care își lăsaseră nu știu ce chestii prin Islanda, aveau tot așa un startup. Și, băi, erau plini de ei, de ziceai că așa aveau o idee absolut idiotă. Deci era absolut idiotă. Pentru noi cea mai mare takeaway din vizita în Silicon Valley a fost că am venit cu asta, băi, noi românii nu suntem ultimii proști de pe planetă, noi ăștia trei chiar suntem smart, chiar suntem bine, chiar nu glumesc. Deci, erau majoritatea oamenilor cu care interacționai pe acolo erau fai de ei, erau niște idei absolut idiote. Dar toți erau entuziasmi din ăla, așa, e. Noi românii avem așa o timiditate, am crescut cu Miorița, adică e un fatalism, ăla n-ai nicio șansă, meșterul Manole, n-are rost să mai construiești, oricum nu merge nimic. Da, plecat, țabie nu taie, stai în banca ta. Eu știu că am fost veșnic în toate școlile, oaie neagră și toți profesorii mă aveau la ochi și îi reproșau părinților, băi, copilul ăsta e obraznic, e distrat, e așa. Problema cu a fi cu mindset-ul ăsta de cap, plecat, țabie nu taie și stai în banca ta, este că ei rămâi așa într-un average. Nu exprimăm entuziasm, nu ne exprimăm suficient de bine. Noi românii ne exprimăm foarte bine emoțiile negative, în care ne plângem non-stop. Deci eu am o problemă maximă cu chestia asta la români. Ne plânge super mult. Dar când e vorba de entuziasm, de a ne vinde pe noi, să fim buni la ceva, foarte, foarte, mi se pare că suntem foarte prost la capitolul ăsta și asta văd chiar și în piața de e-commerce. Am descoperit și la mă și în exemplu cu prezentarea în magazin, pentru că mi se pare că asta e problema pe care au magazinele în momentul în care you don't stand out. Ok, și... Deci, practic, mi se pare că asta e o misiune pe care ar trebui să iau foarte serios orice magazin online și prin orice business în țara asta, pentru că e o aglomerație foarte mare, sunt tot mai mulți și tot mai greu să stand out. Am dat exemplu magazinul ăsta, trendhim.ro, de la care am cumpărat eu niște brățări și care, de fapt, sunt din Danemarca, nu din România. Vi recomand să studiați pe oameni și cel puțin pentru mine, again, e un feedback unui om, deci nu este neapărat statistic relevant ce zic aici. Dar pentru mine a făcut diferența. Față de toate magazinele de unde cumpăr, pe ăștia îmi țin minte cel mai bine. Au niște mesaje super haioase la sfârșit, cu niște ochiuri care se prăjesc, niște șuncă și zic că noi acum comanda ți se trimite ție, după aceea vine și un SMS verde la nu știu cât timp, care era cu greșeli gramaticale, dar nu contează, știam deja că sunt din Danemarca oameni. Oricum, era chestia aia cu a fi memorabil, a fi remarcabil. Și asta mi se pare că o misiune pe care ar trebui să-și însuflețească orice business. Din România, din alte părți, dar cum ziceam, noi suntem aici și noi românii avem și mai tare problema asta de a nu transmite suficient de mișto emoții. Chestia asta la noi a funcționat la Smartbill și încă funcționează și poate pe unii am supra de-a lungul vremii, dar în general feedback-ul nostru este unul foarte pozitiv și la noi a cântărit foarte mult partea asta de factor uman. Noi sunăm toți clienții, toți prospecții, noi stăm pe chat, chiar dacă asta a fost costul de timp, de oameni, chinim și cu angajanți, a fost mereu partea asta, dar la noi a funcționat și cred că funcționează în orice business partea asta de factor uman pe care o puteți pune în orice soi de mesaj. De ce mi se pare atât de important? 1. Că lipsește. 2. Că poate face diferența. Și 3. Este ceva pe care și poate permite o firmă mică mai degrabă decât un gigant. Adică, și poți să... E vorba de copiul pe care îl scrii. Când mai au pe unii, dă la copywriter să scrie nu știu ce mesaje, nebunesc chestia. Păi tu antreprenorul trebuie să fii ăla care ești lipit de client, la pe tine trebuie să te simtă prin toate mesajele, nu să vină un terț să scrie ceva despre tine. La fel chestia asta și net-uri. Acum, nu știu, poate nu sunt cea mai măsură să dau sfatul ăsta. Noi la Smartbill, față de ce înseamnă e-commerce, avem
imensul dezavantaj că vindem un produs creat după chipul și asemănarea noastră și atunci lumea nu știe. Când vinzi cauciucuri, totul lumea știe ce să le cauciucuri. Noi, față de un domeniu de e-commerce, încerc să și educăm să cumpere exact produsul ăsta inventat de noi. Da. Noi la Smart Deal, față de e-commerce, avem un avantaj imens. Că vindem un produs creat după chipul și asemănarea noastră. Și diferența este că acest produs nu mai poți să-l cumpere de absolut niciunde altundeva. Odată ce sunt convinși că ăsta e produsul pe care și-l doresc, nu există o altă sursă de pe planeta asta unde să-l cumpere și noi să nu câștigăm. Voi, dacă vindeți cauciucuri, e bine, cauciucurile trebuie să le poți să le cumpere din 1000 și 1000 de locuri. Nu-l cumpără, dar știu că eu cum mi-am cumpărat cauciucuri online. Și sunt și numele brand-ul, auto, nu știu ce, anvelope, nu știu ce, băi, sure, că n-am, nu țin minte. Deci nu țin minte, nu este un brand remarcabil, nu e, deși dacă vreau să cumpăr din nou de la ele la care am cumpărat, să le fiu loial, e hopar, nu mai am de la ce am cumpărat. Deci nu, chiar nu mai știu, între timp și-am caut pe mail, am primit 1 milion de spam-uri de la alții, adică e o varză. Caut pe anvelope, vin 500 de mail-uri de la Emax, de la Evomax, de la ăștia mari, adică oricum nu. Misiunea asta de să stand out, să fiți remarcabil, mi se pare critică și mi se pare ușor de făcut odată ce vă asumați. Prin mesaje pe site, prin mail-uri, prin SMS-uri, în orice chestii haioase le faceți voi, fă-l pe ăla să te țină minte într-un mod pozitiv și cred că chestia asta it's a big win. Iarăși, tot care se leagă de treaba asta este și a construi un brand. Cum ziceam, am cumpărat de la anvelope, nu știu ce, era cool într-o vreme, am fost și noi program factor, gestiune, stocuri, 1000 de domenii, 4 site-uri, n-am ciorba, bă. Nu mai e moda aia cu SEO și keywords în domeniu. Deci oricum ați scăpat și de nebunia asta. Construiți un brand și brand înseamnă experiența aia pe care are omul cu tine. Bă, mi-a plăcut aia, aia care sunt aia. Și chestia asta trebuie să fie constant în timp. Adică la fiecare interacțiune să rămână ceva ăla care e al vostru. Și mișto este, chiar nu-mi plăcut și treaba asta cu a fi tu însuți să te manifesta că, știți ce, fii special și să ne gândești, da, dacă toți sunteți special, nu mai e nimeni. E adevărat și asta, dar totuși poți să fii, când pui suflet și îl faci mișto, poți să faci și treaba asta și în timp se construiești un brand. Și aia contează foarte tare pentru că avea un brand mișto devine un scut în timp. Și acum este, să zic, trendul ăsta care cred că va dura și aici am pus lucruri puternice și mă refer în primul la marketplaces. Să fii parte din marketplace, eu m-am prins am de la început că era tot felul de elements în marketplace. Trendul era evident că piața se va supune marketplace-urilor foarte mari și nu prea există opțiunea să nu fii parte dintr-un marketplace. Eu când cumpăr din marketplace, bag la grămadă produs, nu știu că de la cine cumpăr, că de la cine le cumpăr și pe aia că de fapt sunt 5 furnizori în jur că trebuie să plătesc mai multe transporturi și zic că asta este. Nici unul, nici măcar unul singur n-am ținut minte că a fost cumpărat. Deci dacă l-am luat din marketplace, magazinul de la care l-am cumpărat, eu nu știu cine a fost, ever. Și aici problema pentru voi este, e super să intrat. Problema pentru voi este exact chestia asta, ca și când era moda cu Groupon, nu știi? Că aia toți cumpărau Groupon, numai că era ieftin, n-am dat nimeni 2 bani pe restaurantul la unde mergea să-și ia Groupon. Adică efectul era aproape zero pentru magazin. Asta e nasol pentru voi, pentru că e chestia asta, ai nevoie de bani, nu poți să nu fii în marketplace, pentru că marketplace-ul ați bagă bani în buzunar și oricât de supărați ați fi pe ei, nu o să renunțați la ei, asta este un lucru absolut sigur, deci take it as a fact. Și dezavantajul ăsta este că voi de fapt nu existați, clientul nu cumpără de la voi. Ok, faci niște bani pe moment, dar se poate întâmpla ceva să jucă altul în locul tău acolo, marketplace și să spari. De asta mi se pare critic și eu aș face o misiune imensă dacă aș avea un magazin online din partea asta de human și construiești un brand, nu știu, pierde, pierd avionul, e ok. Dacă nu stă mai mult pe... Asta, doi, astea le termin mai repede, acum ce am spus. La asta doar atât vreau să țineți minte, eu mă trezesc chestia asta, it's scary like hell. Acolo am pus un ori, este produs, pentru că este produsul din viteză de schimbare. Lucrurile se schimbă atât de extraordinar de repede. Noi, ca specie, cred că nu suntem adaptați din niciun punct de vedere la schimbarea, la cantitate, sau cum să zic, viteza, spuneți cum vreți de schimbare, care este în vremurile pe care le trăim noi acum. Deci, this is scary, nu cred că este nimeni pregătit de asta, nu știu, așa că n-am eu rețeta pentru asta, doar fiți aware că este o problemă, adică este azi cu ceva super beton și mâine s-ar putea să dispare. Putem da exemplu cu Nokia, dar cred că lucrurile de aici încolo se vor întâmpla și mai repede. Adică ceva ce e solid astăzi, mâine s-ar putea să dispare, nu prea mai există. Marea provocare și ca business și ca oameni, cred că va fi să rămână relevanță în timp. Adică azi să știi asta, peste 2 ani la ceva la. Atât. Și 3 este, să vorbesc 2 cuvinte sau 20 despre Smart Deal. Ce facem noi aici în universul și în viața voastră?
Deja devine mai mult decât nice to have, orice lucru la început este nice to have, după aia începe să devină chiar importanță la ei și cred că deja partea asta de automatizări devine must have critic, adică nu mai e nici măcar nu mai opțional, nu faci tu, fac toți competitorii, rămâi în urmă, piața forței de muncă este, știți cu toții cum este și este și super scumpă munca manuală și timpii pierduți. Noi avem, de exemplu, clienți care emit 10.000 de facturi automat din magazin online și imaginați că ar trebui să le facă din de mână sau, în fine, manual într-un fel sau altul. Ce facem noi și cum ne legăm noi de sufletul vostru? Noi, fine, chestia asta simțită de mai mulți ani, încep să apară, să zic așa, să vină în 2019 prin de contur treaba asta, viitorul, nu știu cum voi mai fi eu aici sau nu în compania asta, cred că Smartbill va răveri în niște ani, ceva gen cum era, fine, computerul din Star Trek, probabil într-o formă mai light a lucrurilor, în care va automatiza o grămadă de lucruri pentru afaceri. La momentul ăsta poți să-ți legi magazinul cu Smart Bill. Dacă ai 30 de magazine, poți să le ai pe toate legate și să scadă din aceeași gestiune toate lucrurile astea. Aici prezint și pe a trec prin el un pic și prin detaliu. Deci, practic, ai Smart Bill care pentru firme este facturare sau gestiune și el se leagă de magazinul online, se leagă de firma de cont, aici se intră în detalii după, se leagă indirect, momentan indirect, dar în curând și altfel decât indirect, de bancă. Avem și integrarea cu marketplace-uri. La curier, în momentul dat, facem importul, dar la un moment dat va veni și ziua asta, care să înlegăm, probabil, sistemele direct. Și, inclusiv, avem sunt versiuni de, cu mulți care au magazin online și magazin offline sau chiar agenți pe teren. Toate lucrurile astea se întâmplă timp real, simultan, cu oricât utilizatori și totul e centralizat într-un singur loc. Practic, din magazin online poți să dai din click-uri și câte una, câte una sau bulk, pot să emite facturi, mai să avem clienți care au 10.000 de facturi pe lună. Da, așa, ok. Evident, vânzarea asta face și scăderea stocului în timp real. Suntem restanți la treaba asta cu 8 luni. Va fi și iar când gata, ne certăm și pe la noi prin firmă, avem multe discuții când sunt gata lucruri. Adică, atunci când se încarcă stocul în Smart Bill, să-ți actualizeze el și magazinul online, acum se întâmplă treaba asta. Asta este o chestie foarte cool și care clienții noștri cu magazinul online ne ajută maxim, așa că ne-am și permis să facem un pachet nou care se numește Smart Bill E-commerce și care să fie mult mai scump. Pentru că am realizat că added value este mult mai mare și atunci am zis, ok, hai să luăm mai mulți bani oamenii. Și culmea ăștia care sunt primii sunt super happy cu el, deci e ciudă că n-am mărit și mai mult preț. Practic, ce faci este să iei Excel-ul din CSV-ul de la curier, îl încarci în Smart Bill și se reconciliază automat de, știi, toți clienții care ți-au plătit facturile. Că sunt sute, că sunt mii, nu contează. Merge chiar foarte bine treaba asta. Același lucru se întâmplă și cu extrasele de la BT, ING și UniCredit. Una dintre aceste bănci, o să vă spun care, dar e ușor să vă prindeți, o să facem o chestie mult mai strânsă decât partea asta de import. Deci, practic, nu va mai trebui să faci absolut nimic. Ce faci acum este, și noi chiar suntem un client al... Noi suntem client pentru aproape tot ce facem noi. Avem mii de facturi pe lună, nu zeci de mii, dar avem mii de facturi pe lună noi ieșine și le încarcă colegele mele din internet banking, din UniCredit, de import în Smart Bill și se reconciliază facturile și dacă sunt plătite pe jumate sau pe sfert, se le marchează parțial încasate și dacă ai și plăți, că în Smart Bill poți să pui și plăți în modul de cheltuieli, nu știu, plată de la telco sau de la ce utilități sau whatever și când o plătești în internet banking, se și marchează acolo ca și plătită. Asta este, nu este gata, dar va fi și cu orderurile de la... Deci, practic, toate cele trei surse prin care casați bani. Cei mai mulți sunt curieri, spune e-commerce, ăștia sunt primi. Pentru restul clienților noștri sunt băncile și după aceea să fie și... Aici chiar o să vă niște proiecte cu niște mari giganți în domeniu. Poate să mai crește rata de... Chiar pe voi pare interesat să vă plătească mai mult clienți cu cardă. Da, ok. O să noi, eu mi-am asumat să încercăm și aici ceva, dacă va ieși, nu știu. Dar I'm trying. Așa, este integrat cu Emag Marketplace și în curând am început și la cel punctul să facă integrarea asta. Practic, se făcut așa, se emite automat factura din Marketplace și punea clientului în contul de Emag. Și la cel probabil va fi la fel. Diferența este că la Emag am făcut-o noi, la cel sunt ei cei care fac asta. Așa, asta e pentru cei care au magazine offline sau agenți pe teren. Avem Smart Bill versiuni și pentru asta și toate astea se sincronizează cu tot restul cloud-ului și cu toate cele.
Acum asta a fost marele nostru bet și ne-am dat seama de mulți ani că fără partea asta nu o să reușim să facem tot ce visăm noi. Și noi trei fondatori nu știm nicio babă de contabilitate, nici acum nu știu ce sunt telefonuri contabile. Și asta a făcut lucrurile să fie mult mai complicate, cu mare întârziere, oricum lucrurile se întâmplă. Și când probabil știți că am dat investiții de 1 milion de euro, pentru programul de cont a fost. Chiar astăzi am fost și acum plec la Timișoara la două firme mari de cont, să nu mă agit cu subiectul. Vrem să facem lucrurile să se întâmple. Nici noi n-am făcut cel mai bine, bună treaba, sens că suntem în întârziere. Și contabilii sunt super reticenți la treaba asta. Din fericire, avem clienți care vin de genul și băi, dăm contabil cu Smart Bill, dacă nu îi spun la revederea lui meu. Adică lucrurile se întâmplă. Tehnologia este era aplicațiilor desktop care stau singure pe un computer la camapone. Pentru că, după cum vedeți, tot ideea asta de ecosistem și arată aici, astea se întâmplă în timp real, știți, și online. Adică totul sunt interconectate, deja asta e tot. Ok, și am terminat și am mai două imagini. Nu știu cât se înțelege din asta. Așa. Și asta de pe mobil. Și mai am asta cu care am început, de fapt. Este, știți că e acum treaba asta cu nu e așa de nasol să eșuezi și bă, e super nasol să eșuezi, am trecut și prin chestia asta, să arzi ani bani, e mult amar, multă suferință. O văd adesea și pe grupurile de Facebook, că se plângă, după aia vin și dau vina pe statul român. Statul român are milioane de bine pe pământul ăsta, dar nu și eșecul antreprenorilor. Optimizați-vă afacerile, fiți smart, nu vă plângeți de alții, fiți acolo, încercați totul, cum faptul că sunteți aici, e foarte tare, felicitări. Și haideți să câștigăm împreună, haideți să reușim să fim mândri de viețile pe care le avem, să ne ajungem să fim prin ok, să fim ce știți. Probabil că nebunia duce peste tot, adică toată lumea este dată peste cap acum. Deci nu mai poți să zici că fugi în țara aia super. Și de obicei și vreme nasoală în țările. Așa că haideți să rămânem aici, haideți să câștigăm, haideți să nu eșuăm. Și neapărat, când va fi cazul, să nu mai trăim ce trăim acum. Vă pup, mersi, salut! Dacă sunt întrebări, pentru Mircea... Perfect. Hai, Ona, pot scur. Scuze. Da, Mircea, să întrebări puțin. Dacă e... Trebuie să stresați. Nu știu să-ți răspund la această întrebare. Ai zis de integrarea mai mare? Nu. Să putem face rezervări de stoc. Să nu mai vadă apiul cu stocul. Nu știu. Chiar nu știu să-ți răspund. Dar pot să aflu. Dacă scrii pe Facebook, îți voi afla și îți voi răspunde. Da, prin. Ok. Mersi. Mai... Faceți o reducere pentru prietenii din sală care vin la finanță? Ăsta e momentul perfect pentru altă întrebare. Băi, asta era cu negocierea, dacă vreți să spun eu, urma să fac un video. Dacă mai facem o pauză publicitară, vă spune cum văd eu negocierea și ce efect dezastros are asupra unui business. Foarte multă lume la început știu că nu are buget, nici nu am avut, am văzut de acum. Dar când negociez la absolut orice firmă, firma respectivă, dacă și iese din planul lui tarifar, nu mai are calculul egal pentru a da salariile cuvenite la oamenii cei mai buni, pentru ca oamenii cei mai buni să lucreze pentru voi, să vă ofere cele mai bune servicii, cele mai bune produse. Și astfel negocierile duc la deprecierea calității serviciilor și a produselor. Și atunci ne plângem. De fiecare dată, de regulă, ne plângem de cele mai bune produse. Așa că hai să plătim pe fiecare cât merită. Mulțumesc!